Sfânta Cină este momentul în care mintea noastră și sufletul nostru ar trebui să se confrunte cu gândul uluitor legat de imposibila noastră înțelegere a jertfei Domnului Iisus Hristos. Nu putem înțelege jertfa, nu putem înțelege de ce și nu putem înțelege dimensiunea aceasta care se așează între un Dumnezeu infinit, puternic și între un Dumnezeu care a ales să fie extraordinar de fragil până când să moară pentru mine și pentru tine. Puterea infinită a lui Dumnezeu care ține de gloria sa, care a făcut pământul și care poate într-o clipă să desfințeze pământul. Pentru Dumnezeu nu e o problemă lucrul acesta. Și apoi, partea cealaltă, și anume, cum poate să fie Dumnezeul acesta atât de fragil, încât un suspin omenesc să-L poată coborâ din înălțimea Lui și să-L facă praf pe cruce. Cum e posibil? Voi începe cu un caz și mă voi grăbi. 2 Samuel, capitolul 14. De la versetul 5. Da, sunt văduvă. Bărbatul mi-a murit. Roaba ta avea 2 fii. Amândoi s-au certat pe câmp și n-a fost nimeni să-i despartă. Unul a lovit pe celălalt și l-a omorât. Aceasta este o pildă. Vă aduce aminte de ceva real în istorie? Poftiți? Cain și Abel. Această femeie din Tecoa nu vorbește doar de dragul de a vorbi, nu face pilde. Femeia aceasta a creat un caz ipotetic dintr-o situație care a avut loc la începutul istoriei noastre, acolo, Cain și Abel. Ăsta este rostul Scripturii. Scriptura cuprinde în ea realități care se recunosc, se regăsesc în viața mea și în viața ta. Întotdeauna voi lua segmente din viața mea și le voi așeza în Sfânta Scriptură și voi descoperi că nimic nu-i nou în viața mea, în pătimirea mea, în emoțiile mele, în durerile mele, nimic nu este nou. În viața mea se repetă istoria lumii. Întrebarea mea este, se repetă și istoria mântuirii? Sau se repetă doar istoria durerii? După ce Cain l-a omorât pe celălalt, sau după ce fiul femeii l-a omorât pe celălalt, toată familia s-a ridicat și a zis, scoate în coace pe ucigașul fratelui său, căci vrem să nimicim răul. Cam asta este ideea. Putea un ucigaș să rămână, să trăiască liniștit mai departe? Ar fi putut? Nu. De ce? De ce nu poate ucigașul să trăiască? Care e problema? Cornel spune, cine începe, nu se sfârșește. Păcatul are problema lui care se numește dependență. Începi și continui.
Ucigașul nu face doar o faptă de crimă. Ucigașul devine un potențial perpetuitor al acestei situații. Va mai ucide. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine suntem noi? Suntem persoane care, evident, am păcătuit o dată, de două, de trei ori, criminal de felul nostru, prin definiție. Când zic criminal, mă refer la faptul că noi călcăm legea lui Dumnezeu și orice călcare de lege este crimă. Deci criminali, așa, noi nu doar că am creat probleme la nivelul trecutului, timpului trecut, ci noi suntem aceia care creiem probleme în legătură cu viitorul. În perspectivă, nu este bine și nu este în siguranță să lași liber un criminal. Este întotdeauna o problemă pentru societate, este întotdeauna o problemă pentru un om cinstit. Și din cauza asta, casa, ceilalți vin și spun, dă-l încoace ca să stârpim răul. Mama. Știți, până acum am vorbit din punct de vedere al societății. Acum vorbește mama. Ar stinge astfel și tăciunele care mai rămâne. Versetul 11. Să-și aducă aminte împăratul de Domnul Dumnezeul tău, pentru ca răzbunătorul sângelui să nu mărească prăpădul și să nu mi se nimicească fiul. Vreau să vă întreb, cine are dreptate? Mama sau societatea? Repet, societatea cere ca ucigașul să plătească cu viața. Punct. Mama spune, îmi voi pierde în felul acesta doi fii, nu doar unul. Întreb, cine are dreptate? Mai ziceți, cine are dreptate? Are dreptate mama și vei da drumul pe stradă unui criminal. Are dreptate societatea, vei ucide doi fii. Ce faci? Ce faci? V-ați spus vreodată problema pe ce bază a fost iertat Absalom? Pentru că de el e vorba aici. Absalom, ucigașul fratelui său, din punctul lui de vedere, făcuse dreptate. Cui? Cui făcuse dreptate Absalom? Lui Tamar, care fusese abuzată de către fratele său. Crima în familie, să știți că este cea mai grea, cea mai problematică. Deci, el își făcuse dreptate. Din punct de vedere al tatălui însă, David, îl condamnă pe Absalom. Și David spune, tu nu ai dreptul să ucizi, chiar dacă ți se pare că faci dreptate. Și Absalom pleacă. Își scapă viața la vecinii păgâni, în Gerar. Și anii trec. Un an, doi, trei. Și în sufletul lui David se găsește și un tată și un judecător. Cum împaci pe tatăl cu judecătorul? Cum îl împaci? După 3 ani de zile,
Cuvântul lui Dumnezeu spune că fața lui David a început să fie din ce în ce mai tristă. Tatăl ieșea în față. Judecătorul trecea cumva pe planul 2. Și lucrul ăsta a fost așa de vizibil că l-a văzut până și Ioab. Vă duceți aminte, Ioab era dur. Nu era omul cu care să te joci. Dar a văzut și a înțeles. Și așa apare femeia din Tecoa cu pilda aceasta înaintea împăratului. Și spune, împărate, tu pe cine asculți? Pe mamă sau pe cei ce fac dreptate? Pe cine asculți? Și iată-l pe David din nou față în față cu sine, cu el, cu problema lui. David, tu pe cine asculți? Asculți mama care pierde 2 fii? Sau asculți familiile, societatea care cer siguranță și dreptate? Știți, problema fusese rezolvată de mult. Cain a mers înaintea lui Dumnezeu, el ucigașul, și Dumnezeu a hotărât să stea de vorbe cu Cain în termenii pe care dumneavoastră îi știți. Dumnezeu i-a spus lui Cain, nimeni nu se va ridica împotriva ta. Du-te și eu te apăr. Eu te apăr. Întrebare. Partea cui o luase Dumnezeu acolo? În dreptul lui Cain, partea mamei din pilda aceasta sau partea socială care cerea moartea? Poftiți? Partea mamei. Dumnezeu i-a spus lui Cain, du-te, te iert, îți păstrezi viața. Nu. Nu trebuie să moară 2 după ce a murit 1. Versetul 14. Dumnezeu nu ia viața, ci dorește ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea lui. Oh. Femeia aceasta vorbește despre Dumnezeu și vorbește despre Dumnezeu de la început, de acolo, din marea dilemă, Cain și Abel. Auziți, Dumnezeu nu ia viața, ci dorește ca fugarul să nu plece dinaintea lui. Dumnezeu dorește ca fugarul să rămână în prezența lui. De ce? De ce dorește Dumnezeu ca fugarul să rămână? Pentru că nu există niciunde în altă parte har, iertare și milă decât în prezența lui Dumnezeu. Oriunde fugi în altă parte pe pământul acesta, nu vei găsi har decât în prezența lui Dumnezeu. Și atunci vă întreb, Cain de ce fuge? Cineva spune, n-avea siguranță în prezența lui Dumnezeu. Păi în prezența lui Dumnezeu trebuia să găsească cea mai mare siguranță. Și atunci întrebarea rămâne, de ce pleci în altă parte, Cain? Nu vrea schimbare. Vezi, depinde foarte mult ce simți în prezența lui Dumnezeu. Există ceva în interiorul nostru care modifică emoțional întreaga noastră ființă. Și acel ceva care modifică tot e păcatul. În momentul în care cineva păstrează păcat în sufletul lui, spuneți-mi cum se simte în prezența lui Dumnezeu. Poți? Se simte ca un fugar. Se simte ca un condamnat. Așa se simte în prezența lui Dumnezeu. Pentru că e drept.
Dumnezeu luptă împotriva păcatului cu foc, cu dreptate, cu nimicire. Și în timp ce păcătosul se simte așa înaintea lui Dumnezeu, spuneți-mi, cum ar putea să facă păcătosul să nu se simtă așa, ci să se simtă că ar vrea să nu fugă, că ar vrea să nu plece? Cum să facă păcătosul să se simtă că ar vrea să stea? Cum? Să-și recunoască vina, spunea cineva. Mai sunt gânduri? Să-i pare rău de ce a făcut? Să se pocăiască? Problema omului vinovat este fuga. Primul reflex e să fugă. Primul reflex este să se ascundă. Adame, unde ești? M-am ascuns, am fugit. Și poate că undeva pe acolo, prin fuga lui, se gândește și la pocăință, dar primul lucru pe care îl face, vrea să fugă. Ori Dumnezeu, primul lucru pe care vrea să-l facă păcătosul este să rămână. Adică te poți pocăi undeva departe sau te poți pocăi lângă Dumnezeu. Unde trebuie să te pocăiești? Departe sau lângă Dumnezeu? Că dacă te pocăiești departe, îți faci șorți din frunze, le mai dregi, le faci tu, e pocăința ta. O creezi tu. Dar dacă rămâi lângă Dumnezeu, dacă rămâi acolo, acolo lângă Dumnezeu, pocăința e împreună cu El. E în relație cu El. Nu fugi. Fugarul nu trebuie să rămână izgonit, ci fugarul trebuie să se întoarcă înapoi. Întoarce-te înapoi. Nu poți să faci nimic pe undeva, prin unde ne ascundem noi, prin zmârcuri, prin tufișuri. Nu putem face nimic departe de Dumnezeu. Primul lucru pentru ca să se întâmple ceva în viața noastră este să venim înapoi. Acasă. Vino acasă. Și din cauza asta mă întorc la întrebarea. Pe ce bază a fost iertat Absalom? Pe ce bază? Pe ce bază a fost primit acasă Absalom? Pe ce bază judecătorul care trebuia să împlinească o dreptate și să-l izgonească pe Absalom, pe ce bază judecătorul a fost dat la o parte? Pe ce bază s-a întors, repet, Absalom acasă? Asta-i tot. Întoarcerea lui a avut la bază sentimentul de tată a lui David. În toată pilda aceasta, femeia asta vorbește despre sentimentele ei de mamă. Nu există nimic, absolut nimic, care să-l facă pe cineva să se simtă bine, să se întoarcă înaintea lui Dumnezeu, decât dacă îl recunoaște în Dumnezeu pe tata lui. În rest, pot să-mi înțeleg păcatul, pot să încerc pocăința, pot să fac orice. Nu mă voi putea întoarce acasă decât în momentul în care voi descoperi în judecătorul cazului meu pe tata. Acolo unde și judecătorul și tata sunt împreună. Acolo unde judecata înseamnă iertare. Înțelegeți? Acolo unde judecata nu înseamnă izgonirea păcătosului, ci judecata înseamnă iertarea păcătosului. Pentru ce e iertat? Pentru ca tatăl să nu-și piardă fiii. Vă amintiți de Iuda, patriarhul? Strigătul acela lui, cum voi vedea eu fața tatălui meu.
Întregul concept al mântuirii pornește din inima Tatălui. Întregul concept al iertării pornește din inima Tatălui. Noi nu vom avea putere, nu vom avea curajul să credem că suntem iertați până nu vom descoperi că Dumnezeu ne-i Tată. Pentru că numai așa vom putea înțelege de ce ne iartă. Altfel nu vom înțelege de ce ne iartă. Întâia Ioan, capitolul 4, cu 19. Noi îl iubim pe Dumnezeu din ce cauză? Pentru că El ne-a iubit întâi. Dragii mei, izvorul iubirii nu e în noi. Izvorul iubirii este unde? În Tată. De când ne-a iubit? Din totdeauna, înainte de întemeierea lumii. De unde e izvorul iubirii? De când? Din veșnicie. Frații mei, tot ce am inventat noi și am numit dragoste, nu-i dragoste dacă nu seamănă cu crucea lui Iisus Hristos. Deci, repet, tot ce am inventat noi și am numit dragoste, nu e dragoste dacă nu seamănă cu crucea lui Iisus Hristos. Vreau să vă întreb, am putea să schimbăm noțiunea noastră de iubire azi? Și să nu iubim doar pe cei ce ne iubesc. Să nu iubim ca lumea. Să iubim așa, ca Iisus Hristos și ca Tatăl. Ce-ți zice? Nu ne e teamă că s-ar putea să nu iubim destul? Știți că zilele trecute dumneavoastră ați avut o mormântare aici. Eu am fost la Chicago la o altă mormântare. Și de acolo, din viața omului pe care l-am depus în pământ acolo, am învățat o lecție enormă. Cu vreo lună de zile, o lună jumătate înainte ca Dorel să-și încheie viața, Dorel Cataramă, mi-a dat un telefon și mi-a zis: Valentin, am o problemă. Eu nu cred că-L iubesc pe Iisus Hristos cât ar trebui. Și asta e problema mea. Te rog frumos, roagă-te pentru mine. El nu știa câtă nevoie am eu de rugăciune pentru asta. El nu știa de câtă vreme mă confruntam eu cu problema asta. Dar mi-a zis: nu-L iubesc pe Iisus, pe Dumnezeu, cât ar trebui. Era pe vremea în care nu știa de diagnosticul de cancer pe care l-a descoperit după aceea. Apoi a urmat diagnosticul, apoi a urmat o altă luptă și în timpul de după diagnosticare m-a sunat din nou și mi-a spus: Valentin, mi-am pus toată viața înaintea lui Dumnezeu, fiecare segment al ei, totul, și acum e bine. Mai ții minte că ți-am dat telefon mai de mult în legătură cu faptul că simțeam că nu-L iubesc pe Dumnezeu? Știi, problema aia e rezolvată. Nu mai e de actualitate. Problema aceea e rezolvată. M-am oprit și m-am întrebat pe mine însumi: pentru câți dintre noi problema asta este încă nerezolvată? Și o altă întrebare: până când va rămâne nerezolvat?
Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. De ce așa? De ce pe dos? De ce n-a zis Iisus Hristos, știi ce, aștept ca voi să vă îndreptați întâi și pe urmă voi muri pentru voi? De ce? Și am deschis Scriptura în Isaia, capitolul 53. Și am început să încerc să înțeleg pe Dumnezeul acesta minunat. Isaia 53. Va vedea rodul muncii sufletului lui. Spuneți-mi, cu ce se ocupa sufletul Domnului Iisus Hristos? Spuneți-mi care era munca lui din veșnicie. Care era? Se ocupa de salvarea mea cu mult înainte ca eu să-mi pun problema salvării mele. Pe când eu eram încă păcătos, fără nicio șansă, fără nimic, El își muncea sufletul zi și noapte, încercând să găsească o cale pentru ca iubirea să nu fie doar teorie, pentru ca iubirea să se împlinească. Și a găsit crucea, că vin singura cale, unde răzvrătitul, vinovatul, să nu fugă, ci să rămână. Să rămână. Dragii mei, am rămas. Suntem aici rămași. Nu neapărat fără greșeală, nu neapărat fără păcat, nu neapărat fără sentimente de vinovăție, dar am rămas. În curând vom întinde mâna și vom lua pâinea și vinul, simbolurile trupului și a sângelui său. Și când vom întinde mâna, nu vom spune doar că am rămas, vom spune că am rămas în legământul lui, în legătură cu noi. Problema este însă, dragii mei, cum rămânem? Haideți, de dragul de a înțelege, să facem un pas mai departe și vom încheia. Absalom a venit acasă. Uluit de dragostea tatălui? Uluit de dragostea tatălui? Întreb. Bucuros că s-a întors acasă? Da. Descoperind în rege pe tatăl său? Da sau nu? Da sau nu? Nu? Mulțumit de iertare, mulțumit cu casa, mulțumit cu tot ceea ce îi oferă noua situație, cât a durat? Până când a început să comploteze împotriva regelui, împotriva tatălui. Ce rost are să fii schimbat, să fii iertat, dacă doar ai dat drumul unui criminal la drumul mare? Ce rost are? Pentru că Absalom n-a fost decât un om iertat care a rămas un pericol social. Și cu cât îl ierți mai mult, cu atât el luptă împotriva celui care l-a iertat. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că nu mai e posibil încă o dată iertat. Și într-adevăr Absalom și-a terminat viața în crengile unui copac, urmărind pe tatăl său. Dragii mei, legământul făcut de Iisus Hristos cu mine și cu tine
este un legământ în care El promite că va schimba statutul meu de criminal și îl va transforma într-un statut de fiu ca să pot să-mi înțeleg Tatăl. Vreau să te întreb, în drumul ăsta al schimbării, unde ești tu? Unde sunt eu? Unde suntem fiecare? Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca dragostea Tatălui să reușească să schimbe profund păcătosul și păcatul din noi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să înțelegem că a venit vremea să nu mai existe criminali, ci că împărăția lui Dumnezeu să fie doar fii ai Săi. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Frații mei, vă invit să ne ridicăm pe picioare, pentru că în momentele acestea de împărtășire și legământ să ne spunem cuvântul nostru de refacere a legământului nostru cu cerul. Tatăl nostru, este momentul în care am dorit să ne solemnizăm viața și ființa înaintea iubirii Tale. Venim să-ți mulțumim pentru iertarea Ta. Venim să-ți mulțumim pentru că putem să rămânem și să nu fugim astfel încât să fim pribegi pe pământul acesta. Îți mulțumim pentru că ai făcut din biserica Ta casa noastră. Îți mulțumim pentru că Dumnezeu este Tatăl nostru. Îți mulțumim că Iisus Hristos a murit pentru ca să ne aducă înapoi în familia Lui. Îți mulțumim, Doamne, pentru că putem să stăm aproape de Tine, deși viața noastră este martoră greșelilor, păcatelor, fiecăruia dintre noi. Venim să-ți spunem că ne pare rău. Venim să spunem că vrem să ne ierți și ne cerem iertare. Și vrem, Doamne, să Te rugăm să faci din noi niște fii ai neprihănirii Tale. Schimbă-ne viața și fă ca legământul pe care l-ai făcut cu noi, în care Tu ai promis că ceea ce ai început vei și termina în fiecare dintre noi, legământul acesta să se desăvârșească în noi toți. Desăvârșește, Doamne, în noi iubirea Ta. Desăvârșește în noi ura față de păcat. Desăvârșește în noi biruința împotriva păcatului. Desăvârșește în noi o viață nouă. Desăvârșește în noi înfierea. Și fă, Doamne, ca în împărăția Ta să fim toți doar copii ai Tăi. Să nu mai rămână nimic din răzvrătirea de altă dată. Prin Domnul Iisus te rugăm. Amin. Amin.